Piața patinoarului aseară, după ce hocheiștii de la Steaua Rangers au câștigat Cupa României. Ca să marcheze momentul, jucătorii au pozat pentru un calendar incendiar. Petrecerea a continuat apoi cu striptease și șampanie toată noaptea. După așa ședință foto-incendiară, cu siguranță tribunele patinoarului vor fi pline de fete anul viitor. Sunt niște poze reușite și sperăm ca calendarul să prindă și sperăm să vină cât mai multe domnișoare la hockey. Imediat după finala cupei câștigate de steliști, hocheiștii au mers într-un club din capitală. Acolo au fost învățați să pozeze cu adevărat provocator. Petrecerea sportivilor s-a terminat târziu în noapte. Au timp să se refacă, urmează câteva zile libere. Revelionul în stradă sună.